Primăria Câmpina face apel la locuitorii orașului să contribuie la reconstituirea cu maximă fidelitate a detaliilor Muzeului Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul. Astfel, toți cei care dețin fotografii, descrieri sau alte materiale care pot completa informațiile necesare restaurării acestuia, trebuie să se adreseze compartimentului de programe de finanțare, relații internaționale și protocol din Primăria Câmpina. Apelul vine după ce Horia Tisanu, primarul municipiului, a anunțat semnarea unuia dintre cele mai importante proiecte culturale ale orașului. Este vorba despre restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul, proiect finanțat din fonduri europene în valoare totală de peste 15.800.000 de lei. Printre lucrările care se vor efectua în cadrul proiectului se numără și conservarea și restaurarea componentelor artistice și a pieselor din lemn, a elementelor decorative din piatră, marmură, stucaturi, porțelan, ceramică, precum și a colecției memoriale de carte și a documentelor pe hârtie.